Am cântat aici și ne-am exprimat dorința să cântăm și în Împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută! În această seară ne vom opri să cercetăm, potrivit celor scrise în Scriptură, neamul egiptenilor. Egiptenii s-au constituit timpuriu în istorie ca și un regat cu însemnătate și s-au păstrat ca națiune până în zilele noastre. Interesant de observat că evoluția lor în istorie a fost potrivit profețiilor date de Domnul prin slujitorii săi. În cartea profetului Ezechiel, capitolul 29, printre alte profeții mai multe despre Egipt, citim scris de la versetul 6. Și toți locuitorii Egiptului vor ști că eu sunt Domnul, pentru că au fost o proptea de trestie pentru casa lui Israel. Versetul 8. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată voi aduce sabia împotriva ta și voi nimici cu desăvârșire din mijlocul tău oamenii și vitele. Țara Egiptului va ajunge o pustietate și un pustiu și vor ști că eu sunt Domnul. Observați din nou această expresie, ca dovadă că Dumnezeu se impune și decide ce și cum se întâmplă cu fiecare popor, cu fiecare om. Continuăm de la versetul 12. Voi preface țara Egiptului într-o pustietate în mijlocul altor țări pustiite. Versetul 13. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. După 40 de ani, voi strânge pe egipteni din mijlocul poporului între care îi voi risipi. Voi aduce înapoi pe prinși de război a Egiptului, îi voi aduce înapoi în țara Patros, în țara lor de baștină și vor alcătui acolo o împărăție slavă. Exact cum s-a întâmplat în cursul istoriei. Pe noi ceea ce ne interesează în prim plan este relația care a fost în cursul istoriei între neamul egiptenilor și neamul evreilor, între ceea ce obișnuim noi să spunem simbolic vorbind lume, Egipt, Israel, poporul lui Dumnezeu. Din această interferență putem să învățăm și să înțelegem câteva lecții ale realității lumii noastre, a trecutului, a prezentului, a viitorului. Dumnezeu face adesea referire în Scripturi la faptul că i-a scos pe evrei din Egipt. Le reamintește evreilor să nu trăiască precum egiptenii și această imagine o găsim în mod repetat în Biblie, dar chiar și în cartea Apocalipsei, Egiptul apare ca un simbol. Citim în Apocalipsa capitolul 11, versetul 18. Versetul 8. Unde se vorbește despre cei doi martori, o realitate simbolică și aici, și trupul lor moarte vor zăcea în piața cetății celei mari, care în înțeles duhovnicesc se cheamă Sodoma și Egipt. Observați unde e poziționat Egiptul lângă Sodoma. Acolo a fost răstignit și Domnul lor. Deci rămâne Egiptul ca un simbol al lumii acesteia afectată de căderea în păcat, aflată sub stăpânirea diavolului. Voi face câteva referiri la istoria egiptenilor în scrierile sfinte și în datele istorice care le avem, dar ne vom concentra asupra a câtorva lecții care se desprind din ceea ce spune Cartea Sfântă despre neamul egiptenilor. Cum spuneam, ei s-au constituit timpuriu ca un popor, dacă luăm drept valide datele din istorie, încă înainte de potop ei s-au constituit ca și o împărăție. Atunci a fost vechiul regat. Se observă în istoria lor ceea ce ei numesc declin și refacere, perioada care coincide cu potopul, pentru că noi știm că n-a mai rămas niciun om atunci în Egipt. Dar ulterior s-au reașezat oamenii acolo din urmașii lui Ham și spre sau în jurul anului 2000 înaintea noastră, apare un alt regat.
regatul mijlociu. A urmat o altă perioadă de declin, când evreii au fost cuceriși de hicșoși și veniți dinspre Răsărit, ceea ce coincide cu migrarea evreilor în Egipt. După câteva sute de ani, regii tebani i-au alungat pe hicșoși. Este acel moment în care se schimbă faraonii, după cum scrie în Exod capitolul 1, că au venit niște regi care nu cunoșteau pe evrei, regii autohtoni și-au redobândit tronul, dar nici acest regat, nou regat, nu a supraviețuit mai mult de câteva sute de ani. S-a înregistrat un alt declin și apoi, așa cum am vorbit și despre celelalte popoare, în jurul anului 500 înaintea noastre, Egiptul cade sub mâna unor neamuri puternice despre care vom vorbi într-o lecție viitoare, vorba de asirieni, babilonieni, persani. Mai târziu cade sub ocupație macedoniană, iar în anul 30 înaintea noastră este încorporat în Imperiul Roman. Datele din era noastră se știu mult mai bine, știți, începând cu secolul 7, toată Africa de Nord a fost ocupată de arabi, de altfel și în ziua de astăzi se vorbește araba în toată această zonă, dar așa cum am citit din profetul Ezechiel, scrie și în Isaia și în Ieremia, Egiptul a rămas o împărăție, fără să se mai ridice însă la nivelul, la gloria care a avut-o în antichitate. Ei au rămas vestiți prin piramidele lor în mod deosebit, acolo unde regii, faraonii se credeau zeități și au aflat sfârșitul. Știți că în Egipt se cunoștea în Humare, așa cum s-a procedat și cu patriarhul Iacov, cu îmbălsămare, pentru că zeii fiind au vrut să rămână veșnici, dar asta nu s-a putut și istoria și-a spus cuvântul conform celor decisii Dumnezeu prin profeți. Spuneam că în mod deosebit ne interesează relația lor cu evreii, pentru că Israel s-a dezvoltat ca un neam mare pe teritoriul Egiptului. Citim în Cartea Genesa, capitolul 46, cuvinte care Dumnezeu le-a spus lui Iacov, care cred că avea o reținere în a pleca din zona ce i-a fost promisă, perimetrată, măcar că Dumnezeu vorbise bunicului său Avram despre o migrare și revenire ulterioară în țara promisă. Genesa 46, citim de la versetul 3. Și Dumnezeu a zis, eu sunt Dumnezeu, Dumnezeu tatălui tău, nu te teme să te pogori în Egipt, căci acolo te voi face să ajungi un neam mare. Eu însumi mă voi pogori cu tine în Egipt și eu însumi te voi scoate iarăși de acolo, iar Iosif îți va închide ochii. Să nu uităm, scrie aici în același capitol, versetul 26, sufletele care au venit cu Iacov în Egipt și care ieșiseră din el erau în totul 66 și scrie versetul următor și cu cei al lui Iosif 70. Deci de la 70 s-a ajuns la un popor. De altfel, numerologia aceasta o întâlnim și în Noul Testament. Dumnezeu a luat un om, apoi i-a dat 12 urmași, de acolo s-au făcut 70 și în urmă o mulțime. În Noul Testament e Domnul Iisus, 12 ucenici, al 70 și apoi mulțimea bisericii, așa cum este prezentată în Cartea Faptele Apostolilor, imediat după ziua cincizecimii. Citim și în Exod capitolul 1 pentru a vedea că evreii, așa cum le-s promisese Dumnezeu, se înmulțiseră, versetul 7, fiii lui Israel s-au mulțit, s-au mărit, au crescut și au ajuns foarte puternici, s-au umplut țara de ei. Peste Egipt s-a ridicat un nou împărat care nu cunoscuse pe Iosif. V-am spus, regii tebani reveniseră la tron și s-a schimbat politica față de evrei. Versetul 12, dar cu cât îi asuprau mai mult, cu atât se mulțea și creștea și s-au scârbit de copiii lui Israel. Atunci egiptenii au adus pe copiii lui Israel la o aspră robie. Le-au făcut viața amară prin lucrări grele de lut și cărămizi și prin tot felul de lucrări de pe câmp și în toate muncile acestea pe care se leau să le facă, erau fără niciun pic de milă. Aceasta a fost atitudinea egiptenilor. Mai târziu în istorie, întâlnim două conflicte
între evrei și egipteni. Despre unul citim în cartea 2 Cronici, capitolul 12, atunci când Dumnezeu a îngăduit ca Șișac, faraonul Egiptului, să se suie împotriva Ierusalimului drept pedeapsă pentru Roboam și ai săi care se îndepărtaseră de Domnul. Citim aici în versetul 2, în al 5-lea an al domniilor Roboam și Șac, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva Ierusalimului pentru că păcătuiseră împotriva Domnului. Versetul 9, și Șac, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva Ierusalimului, a luat vistieriile casei Domnului și vistieriile casei împăratului, a luat tot. A luat scuturile de aur pe care le făcuse Solomon. Știți că evreii au plecat cu aur de la egipteni, dar când nu au fost credincioși, ar trebui să-l dea înapoi. Vom vedea noi din lecțiile ce pot fi învățate de aici, că Dumnezeu în toate este foarte, foarte corect, drept. Un alt conflict întâlnim tot în cartea a doua a împăraților. Citim din capitolul 35. Versetul 20, după toate aceste lucruri, după ce a adres Iosia casa Domnului, necomparatul Egiptului, s-a suit să lupte împotriva Carchemișului pe Eufrat, Iosia a ieșit înainte. Aici, faraon nu intenționa să se lupte cu evreii, dar pentru că Iosia s-a aliat cu dușmanii egiptenilor, a fost înfrânt, a murit și egiptenii au avut pentru câțiva ani autoritate asupra evreilor. Întoarcem pagina, capitolul 36, versetul 3, împăratul Egiptului l-a dat jos de pe scaunul de domnie la Ierusalim pe fiul lui Iosia și a pus peste țară un bir de 100 de talanți de argint și un talan de aur. Împăratul Egiptului a pus împărat peste Iuda și peste Ierusalim pe Eliachim, fratele lui Ioahaz, i-a schimbat numele lui Eliachim, necoluat pe fratele său Ioahaz și l-a dus în Egipt. Cum aminteam, spre anul 500, când au început cuceririle babilonene în zonă, egiptenii au căzut și ei victimă. Și despre asta scrie în mai multe referințe biblice. Vă citesc doar unele care îmi par interesante. Ezechiel, citim din capitolul 29, mă refer interesant în contextul lecției noastre, că toată Scriptura este interesantă. Ezechiel 29, citim de la versetul 17. În a 27-lea an, în ziua întâi, în luna întâi, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și-a pus oastea să facă o slujbă grea împotriva tirului. Și tirul și-a mutat, potrivit istoriei, bogățiile pe o insulă. Babilonenii nu veniseră și cu o flotă maritimă și nu au putut să le cucerească prada. Dar pentru că tirul fusese pedepsit de Domnul și babilonenii executau o lucrare potrivit cuvântului Domnului, decide Dumnezeu ceea ce citim de la versetul 19. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată că dau lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, țara Egiptului. El îi va ridica bogățiile, o va prăda, o va jăfui, aceasta va fi plata oastei lui. N-a luat plată de la cucerirea tirului, i-a dat în dar țara Egiptului. Versetul 20. Ca plată pentru slujba făcută împotriva tirului, îi dau țara Egiptului. Căci pentru mine s-a ostenit, zice Domnul Dumnezeu. Capitolul 30, citim de la versetul 10. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, voi pierde mulțimea Egiptului prin mâna lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului. El și poporul lui cu el, cel mai grozav dintre neamuri, vor fi trimiși să nimicească țara. Voi scoate sabia împotriva Egiptului și vor umplea țara de morți. Canalul le voi seca, voi da țara în mâinile celor răi, vor pusti țara cu tot ce cuprinde ea prin mâna străinilor. Eu, Domnul, am vorbit. Deci iată că toată istoria s-a derulat conform acestor date
profetice, întâi rostite și apoi împlinite. Apropo de profețiile spuse cu puțin timp înainte sau cu sute sau mii de ani, asta le vine oamenilor greu să creadă. De aceea cartea Daniel a fost contestată și este încă în zi de azi, fiind socotită că a fost scrisă numai după ce evenimentele s-au consumat, pentru că sunt prea exacte. Da, pentru că Dumnezeu lucrează cu lux de amănunte. Ce zice, se face, ce poruncește, ia ființă, slăvit să fie numele Lui. În istoria biblică, fără să mai dau toate referințele, amintesc doar, întâlnim un rob egiptean atunci când Achishul a fost cucerit de amaleciți, care îi slujește lui David să ajungă oastea cotropitoare și să elibereze totul. Întâlnim un egiptean feroce pe care Benaia, fiul lui Hoiada, îl lovește și îl ucide. Sau întâlnim o egipteancă regină în Israel, soția lui Solomon, căreia i-a construit un palat. Am putea spune că Solomon, în politica lui și în pasiunea lui femeiască, a făcut greșeli mari, greșeli între care, raportat de la capitolul femei, prințesa egipteancă a contribuit în mare măsură la influențarea lui. Și să nu uitați că, așa cum vom vedea mai târziu, unde greșești, de acolo îți vine pedeapsa. Ieroboam, vrăjmașul lui Solomon, se refugiase tocmai în Egipt, în țara socrului său. S-a întâmplat întotdeauna, așa cum scrie în Isaia, când oamenii 30 și 31 au căutat ajutor unde nu trebuia la oameni, când s-au făcut vinovați înaintea Domnului, n-au putut oamenii să-i ajute niciodată. Când potriva Domnului n-ajută nici sfatul, nici izbânda. Dar să ne oprim la câteva lecții din istoria egiptenilor. În primul rând, Dumnezeu are în vedere faptele bune, modul de comportament binevoitor a unei națiuni, a unei familii, a unui om. Dumnezeu răsplătește cu dreptate tot ceea ce este plăcut înaintea Lui. Dumnezeu este drept. Dumnezeu n-a uitat că a fost o vreme în care evreii, poporul Lui, au trăit din pâinea Egiptului. De aceea citim în Cartea Deuteronom, capitolul 23, că atunci când evreii au ajuns în Canaan și au avut mențiunea pe unele popoare să nu le dea drept niciodată să intre în casa Domnului, în adunarea Domnului, pentru egipteni s-a dat un articol diferit. Deuteronom 23 cu 7, să nu urăși pe edomit, căci este fratele tău, să nu urăși pe egiptean, căci ai fost străin în țara lui. Să nu privim doar la ultimele zeci de ani în care evreii au fost robi în Egipt, să ne uităm și la primele sute de ani în care evreii au mâncat pâine bună în Egipt. Dumnezeu separă întotdeauna binele de rău. Cât este bine, îl răsplătește. Răul îl taxează separat. Și asta la nivel de națiune sau de indivizi. În Cartea Genesa, capitolul 39, citim că Potifar s-a purtat bine o vreme cu Iosif, i-a dat o poziție de conducere și spune Scriptura aici în versetul 2 și 3, Domnul a fost cu Iosif așa că toate mergeau bine, el locuia în casa stăpânului său egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Versetul 5. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului. Dumnezeu a fost atent cu ceea ce se întâmplă acolo. Și l-a răsplătit pe Potifar, scrie în continuare aici, din pricina lui Iosif. Și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Deci omul acesta a avut câțiva ani binecuvântare, pentru că el s-a portat bine cu cel ce îl cumpărase drept sclav, dar pe care între timp îl avansase. În capitolul 41 observăm că Iosif este eliberat din închisoare și pus într-o poziție de mare rang de favoare în Egipt. Versetul 40, faraonul îi spune, te pun mai mare peste casa mea
numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai presus de tine. Și citim aici în continuare, versetul 47, în timpul celor 7 ani de rod, pământul a dat bucate din belșug. Pentru că Dumnezeu avea interesul lui, să spunem așa, cu Iosif, faptul că a fost eliberat, s-au purtat bine cu el, l-au așezat în poziția ce o merita, Dumnezeu a binecuvântat țara. Iosif a strâns grâu ca nisipul mării, atât de mult că au încetat să-l mai măsoare, pentru că era fără măsură. Un alt caz de răsplătire a binului avem în cartea Exod, capitolul 1. Dumnezeu are în vedere ce fac bărbații, ce fac femeile. Aici vă spuneam că politica egiptenilor s-a schimbat, era nefavorabilă total evreilor. Și citim de la versetul 15, împăratul Egiptului a poruncit moașelor evreilor, numite una Șifra și cealaltă Pua, și le-a zis, când veți împlini slujba de moașe pe lângă femeile evreilor și veți vedea pe scaunul de naștere dacă este băiat să-l omorâți, iar dacă este fată să-l lăsați să trăiască. Dar moașele s-au temut de Dumnezeu și n-au făcut ce le poruncise împăratul Egiptului, ci au lăsat pe copii de parte bărbătească să trăiască. Împăratul ia la rost, ele sunt dibace și scapă, și scrie de la versetul 20, Dumnezeu a făcut bine moașelor și poporul s-a înmulțit și a ajuns foarte mare la număr, pentru că moașele se temuseră de Dumnezeu, Dumnezeu le-a făcut case. Deci iată cum Dumnezeu răsplătește binele făcut. Vă las ca temă pentru acasă să găsiți în Biblie un verset care vorbește din partea Domnului, unde El întreabă, sunt cuiva dator, vreau să-i plătesc. Oameni din poporul Domnului sau din lume, Dumnezeu nu rămâne dator la nimeni. Răsplătește după dreptate. Vă mai dau încă un caz să ne fie implementat destul de bine acest principiu, cartea a doua regilor, capitolul 10. Vă spuneam că asta e valabil în poporul Dumnezeu sau în general în lume. Aici citim despre Iehu. De la versetul 28, Iehu a nimicit pe Baal, mijlocul lui Israel, dar nu s-a bătut de la păcatele Roboam fiului Nebat, care a făcuse pe Israel să păcătuiască, n-a părăsit viței de aur din Betel și Dan. Domnul a zis lui Iehu, pentru că ai adus bine, accentuez, bine, la îndeplinire ce este plăcut înaintea mea și a făcut casele lui Ahab tot ce este după voia mea, fiii tăi până la al patrulea neam vor ședea pe scaun de domnie al lui Israel. Totuși, Iehu n-a luat seama să umble în toată inima lui în legea Domnului. Și pentru asta Domnul l-a pedepsit. Și în timpul mandatului său, Israel a pierdut multe teritorii în favoarea sirienilor. Dar pentru ce a făcut bine, Dumnezeu i-a răsplătit. Un al doilea principiu. Faptele rele, săvârșite din nou la nivel de grup sau de individ, sunt răsplătite și ele de Dumnezeu, care nu poate fi indiferent față de nimic din ceea ce se întâmplă în univers. Dumnezeu, dacă faci bine, notează. Faci rău, notează. Faptele tale se întorc asupra capului tău. În cazul egiptenilor, începem să observăm asta din Genesa 12. Știți că Avram, din cauza unei foamete ca și urmașii lui, a ajuns și el în Egipt, a încercat varianta cu Sara, sora mea, ceea ce ar fi dus la un desnodământ rău. Și scrie aici de la versetul 16, pe Avram l-au primit bine, din pricina ei, îmi putea spune că era cumnatul regelui. Avram a căpătat oi, boi, măgar, rob și roabe, măgărițe și cămile. Dar Domnul a lovit cu mari urgii pe faraon și casa lui, din pricina nevestei lui Avram, Sarai. Iată că răul a fost pedepsit. Citim acum în Exod, capitolul 1. Am amintit deja, accentuez cuvintele care evidențiază acest adevăr. Unul cu versetul 16, dacă este băiat să-l omorâți, a spus faraon. Dacă este fată să-l lăsa să trăiască.
Ani au trecut și când evreii au ajuns la Marea Roșie, Dumnezeu toate astea le-a aranjat. Le-a împietrit inima pentru ultima dată după ce au dat drumul în mod oficial evreilor din țară. Cine a ajuns la Marea Roșie să moară și evreii au văzut morți pe țărmul mării? Băieții sau fetele? Băieți. Băieții au vrut să-i arunce în apă? Băieții lor au ajuns în apă. Exod capitolul 14. Citim versetul 28. Apele s-au întors și au acoperit carele, călăreții și toată oastea lui Faraon, care intraseră în mare după copiii lui Israel. Niciunul măcar n-a scăpat. Versetul 30. În ziua aceea, Domnul a izbăvit pe Israel din mâna egiptenilor și Israel a văzut pe egipteni morți pe țărmul mării. Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor. Însăși Faraon a fost pedepsit pentru aceasta. Și n-a fost singurul moment în care egiptenii au plătit cu viață pentru viață. Întoarcem pagini în urmă, citim în capitolul 12, versetul 23, urgia a 10-a, când va trece Domnul ca să lovească Egiptul și va vedea sângele pe pragul de sus și pe cei doi stâlpi ai ușii, Domnul va trece pe lângă ușă și nu va îngădui nimicitorului să intre în casele voastre ca să vă lovească. La egipteni însă, citim de la versetul 29, Domnul a lovit pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la întâiul născut al lui Faraon, care ședea pe scaunul de domnie, până la întâiul născut al celui închis în temniță. Și până la toți întâi născuți a dobitoacelor. Faraon s-a sculat noaptea, el și toți slujitorul lui și toți egiptenii și-au fost mari țipete în Egipt, căci nu era casă unde să nu fie un mort. Probabil așa a fost și în casele evreilor, sau cel puțin fiecare casă a evreilor ar tăit cu teama că în casă lor poate să fie un mort, atunci când urma să se aplice acel ordin al lui Faraon. Este drept Dumnezeu? Da? Tot despre asta citim în profetul Ieremia, capitolul 46, pentru că Dumnezeu își dovedește dreptatea peste generații de oameni. Versetele 17 la 21. Acolo strigă Faraon, împăratul Egiptului, nu este decât un pustiu, căci a lăsat să treacă clipa potrivită. Versetul 19. Fă-ți ca la balăcul pentru robie locuitoarea fiica Egiptului, căci nohul va ajunge un pustiu și va fi pustit și nu va mai avea locuitori. Simbriașii lui de asemenea sunt ca niște viței îngrășați în mijlocul lui, dar și ei dau dosul, fug toți, fără să poată ține piept, căci vine peste ei ziua nenorocirii, ziua pedepsirii lor. I-au făcut pe evrei robi, au ajuns și ei robi. Toate, absolut toate, s-au întors asupra capului lor. Domnul împietrește inima unui om din cauza păcatului. Și împietrirea este faza ultimă, după care urmează pedeapsa, urgiile. Așa a fost în cazul lui Faraon. Vă citesc din capitolul 10 din Exod. Pentru că toate astea au fost lecții pentru evrei. Domnul a zis lui Moise, du-te la Faraon, căci i-am împietrit inima lui și a slujitorilor lui, ca să fac semnele mele în mijlocul lor și ca să istorisești fiului tău și fiul fiului tău cum m-am purtat cu egiptenii și ce semne am făcut în mijlocul lor și veți cunoaște că eu sunt Domnul. Moise și Aaron s-au dus la Faraon și i-au zis, așa vorbește Domnul Dumnezeul evreilor, până când ai de gând să nu vrei, atenție, să te smerești înaintea mea? Asta a fost vinovăția lui, nu s-a putut smeri. Lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Smerenia este o ocazie de pocăință. Dar, așa cum am citit în Ieremia, adesea egiptenii au lăsat să treacă clipa potrivită. Și pentru că nu s-au pocăit la vreme, au fost pedepsiți pentru tot răul care l-au comis asupra evreilor și asupra altor oameni. Un al treilea principiu.
Egiptul a fost cunoscut ca o zonă favorabilă condițiilor de viață umană. Am citit deja că Avram s-a dus în Egipt în timp de foamete, evreii mai târziu. În Genesa 13 cu 10 mai avem o mențiune că zona Sodomei semăna cu zona Egiptului, o zonă propice agriculturii. Evreii pe drum și-au amintit de meniul din Egipt, Numeri capitolul 11, versetul 5. I-a venit poftă și au început să zică: cine va da carne să mâncăm? Ne aducem aminte de pești pe care mâncam în Egipt și care nu ne costau nimic de castraveți, de pepeni, de praș, de ceapă și de usturoi. Deci alimente erau din abundență. Pe vremea lui Solomon citim despre comerțul din vremea aceea care se derula cu Egiptul. Din nou rezultă de acolo 1 Regi 10 cu 27-29 că Egiptul era o țară prosperă. De altfel, nu degeaba atâtea sute și mii de ani a fost totuși o zonă bună, un regat însemnat. Și de aici vreau să desprindem un adevăr, un principiu. Migrarea oamenilor, specifică în toată istoria, e determinată de două cauze. Primul motiv, dorința de a trăi mai bine. S-au dus din zonele unde era foamete, acolo unde era pâine. Nu e așa și în zilele noastre? De ce pleacă oamenii în Occident? Că trăiesc mai bine. Câștigă mai bine, nu? Dintotdeauna oamenii au migrat, dacă au avut libertatea să o facă, în dorința de a trăi mai bine. Asta nu înseamnă că a fost bine până la capăt. Știți că și la evrei a fost bine la început și rău la urmă. Dar așa a fost planul lui Dumnezeu pentru ei. Vreau să înțelegem că sub acest aspect avem permisiunea să ne mutăm, după cum avem permisiunea și să fugim unde suntem prigoniți. Dar în ce privește mutarea pentru mai bine, aici trebuie să avem un cuvânt de la Domnul. Vă citeam din Genesa 46 că Iacov a avut teamă să se mute în Egipt, dar Dumnezeu i-a spus: nu te teme să te pogori în Egipt. Iosif, cu siguranță până a ajuns să înțeleagă ceea ce spunea el fraților săi, că Domnul m-a trimis aici înaintea voastră, a plâns și au trecut zile multe. Deci dacă este cu voia Domnului, este normal să se facă o asemenea deplasare. Citim în Genesa 45, unde Iosif vorbește fraților săi de la versetul 8. Dumnezeu m-a trimis aici și m-a făcut ca un tată lui Faraon. Grăbiți-vă de văsuiți la tatăl meu și spuneți-i: pogoară-te la mine și nu zăbovi. Versetul 19. Ai poruncă să le spui, a zis Faraon. Luați-vă din țara Egiptului cară pentru pruncii voștri și pentru nevestele voastre, ce-s pe tatăl vostru, și veniți. Să nu vă pară rău de ceea ce lăsați, căci tot ce este mai bun în țara Egiptului va fi pentru voi. Și așa a fost o vreme. Însă, să ne amintim de Rut, de fapt de povestea familia socrilor ei. Au plecat pentru că în țara Moabului era mai bine, dar când au ajuns acolo a fost bine? O vreme scurtă, apoi a venit moartea. Dumnezeu în final s-a îndurat, cum recunoștea Naomi mai târziu, și de cei ce au murit și de cei ce au rămas în viață. Dar a plătit această deplasare. Și drept dovadă că este bine să plecăm pentru a ajunge în locuri mai bune, numai sub călăuzirea Domnului, vă citesc din a doua Împărați, capitolul 8, despre familia aceea din Sunem, care era gazda lui Elisei. Versetul 1. Elisei a zis femeia cărui fiul înviase: scoală-te, du-te tu și casa ta și locuiește pentru o vreme unde vei putea, căci Domnul va trimite o foamete 7 ani peste țară și foametea a și început.
Femeia s-a sculat și a făcut după cuvântul omului Dumnezeu, a plecat ea și casa ei și a locuit 7 ani în țara filistenilor, nu chiar departe, mai aproape decât în Egipt. După 7 ani, femeia s-a întors. Ea a știut că foametea ține numai 7 ani. Deci a respectat cuvântul Domnului la plecare și la venire. Și drept urmare a fost binecuvântat. Momentul în care s-a întors a fost unul parcă regizat, computerizat. Versetul 3 în continuare. S-a dus să roage pe împărat pentru casa și ogorul ei. Împăratul se ia de vorbă cu Gehazi, slujitorul omului Dumnezeu, și zicea: istorisește-mi, te rog, toate lucrările mari pe care le-a făcut Elisei. Și pe când istorisea împăratului cum înviase pe un mor, tocmai a venit femeia al cărui fiul înviase. Elisei să roage pe împărat pentru casa și ogorul ei. Gehazi: sunt împărate, domnul, iată femeia și iată fiul ei pe care l-a înviat Elisei. Împăratul a întrebat pe femeie și a istorisit faptul. Apoi împăratul a dat un dregător căruia i-a zis: vezi să se dea înapoi tot ce este al femeii acesteia cu toate veniturile ogorului din ziua când a părăsit țara și până acum. Plecarea și întoarcerea după călăuzire e cu binecuvântare. Plecarea fără călăuzire aduce pierdere. Un alt motiv al migrării oamenilor, pe lângă deplasarea, mutarea de la o economie mai slabă la una mai prosperă, este dată de fuga din calea războiului, a prigoanelor. Aici nu neapărat se fuge la mai bine, se fuge ca să scap viața. Și Biblia oferă și libertatea aceasta, cum aminteam deja din Evanghelie, sfatul Domnului pentru ucenici. Un asemenea caz întâlnim în cartea Ieremia, capitolul 35. Iată ce declarau lui Ieremia fii Recabiților, citim de la versetul 11. Ei povestesc că sunt nomazi. Când s-a suit însă Nebucadnețar, împăratul Babilonului, împotriva țării acesteia, am zis: haideți să fugim la Ierusalim de oastea haldeilor și de oastea Siriei. Așa se face că acum locuim la Ierusalim, fugind din calea războiului. Rămânem în Ieremia și citim în capitolul 42, ca să observăm că plecarea fără voia Domnului, nici în cazul când umblăm după o viață mai bună, nici când fugim de rău și de moarte, nu se admit decât dacă este cu voia Domnului. Câțiva dintre ofițerii și soldații rămași din Israel se regrupează, asta după nimicirea evreilor, dărâmarea templului, ocuparea Ierusalimului de către babilonieni, întreau pe Domnul prin Ieremia și citim aici de la versetul 10. Domnul le răspunde: dacă veți rămâne în țara aceasta, vă voi face să propășiți în ea și nu vă voi nimici, vă voi sădi, nu vă voi smulge, căci îmi par rău de răul pe care vi l-am făcut. Nu vă temeți de împăratul Babilonului. Îi voi însufla milă de voi, se va îndura de voi și vă va lăsa să locuiți în țara voastră. Dar dacă nu veți asculta de glasul Domnului și dacă veți zice: nu vrem să rămânem în țara aceasta, nu, ci vom merge în țara Egiptului, unde nu vom vedea nici război, nici nu vom auzi glasul trâmbiței, nici nu vom duce lipsă de pâine și acolo vom locui. Atunci ascultați cuvântul Domnului, rămășiția lui Iuda, așa vorbește Domnul oștirilor Dumnezeului Israel: dacă veți îndrepta fața să mergeți în Egipt, dacă vă veți duce să locuiți pentru o vreme acolo, sabia de care vă temeți va ajunge acolo, în țara Egiptului, foamete care vă este frică se va lipi de voi acolo în Egipt și veți muri acolo. Deci aceste două motive permit deplasarea, dar repet, numai și numai dacă este cu voia Domnului. De altfel, în asemenea situații se schimbă configurația granițelor, a entităților statale. Când a fost foamete în Egipt, s-a schimbat structura țării. Știți că faraon a ajuns proprietarul tuturor pământurilor, cu excepția celor a preoților? Să nu ne îngăduie Dumnezeu la foamete, că se schimbă datele problemei. În cartea Genesa, capitolul 47, îi întâlnim pe egiptei venind în mod repetat la Iosif și cerind pâine. Întâi și-au consumat banii, apoi în schimbul pâinii au dat toate animalele, apoi au vândut pământurile și au fost gata
să devină și ei robi. Iată ce spuneau ei la un moment dat. Citim versetul 19. Pentru ce să murim sub ochii tăi, noi și pământurile noastre? Cumpăr-ne împreună cu pământurile noastre în schimbul pâinii și vom fi ai Domnul nostru, noi și pământurile noastre. Și am citit aceste cuvinte la gândul că opresiunile pe pământ nu s-au încheiat. Și scrie în Apocalipsa că acel ultim regat care se va impune va încerca să recurgă și la metode de constrângere economică. Iată că în asemenea situații oamenii sunt în stare să se vândă cu tot ce au. Dacă în Israel în vremuri de foamete femeile au ajuns să-și mănânce copiii, se schimbă mentalitatea în situații de criză. Deci fie în dorința pentru mai bine, oamenii aleargă, fie în teama de moarte. Un alt principiu, al patrulea, experiența eliberării din Egipt a evreilor a constituit o piatră de referință în revelația lui Dumnezeu. Pentru că aceste realități au fost simboluri a eliberării noastre sub stăpânirea diavolului, a scoaterii noastre din lume. De aceea Dumnezeu de zeci și sute de ori în Biblie le reamintește evreilor, ați fost robi în Egipt, v-am eliberat, să-i fiți ai mei, să-mi slujiți. Deci poporul Dumnezeu a fost efectiv cumpărat de Dumnezeu și trebuia să înțeleagă că ei aparțin. Și întotdeauna când evreii au dorit să se întoarcă în Egipt, au stârnit la maximum mânia divină. Asta pentru noi ar însemna că atunci când ne gândim din nou la vechiul nostru statut lumesc, la o coabitare cu Satana, la întoarcere la principii lumești, stârnim gelozia divină. Știți că pe drumul pustiei evreii au vrut să aleagă o căpetenie să se întoarcă în Egipt? Au fost pedepsiți drastic pentru aceasta. Evreii de care am citit din Ieremia 42, în 43 sunt prezentați ca plecând în Egipt, în 44 urmează pedepse pentru ei și apoi în capitolul următoare, sentințe foarte drastice. Pentru că Dumnezeu spusese evreilor că drumul de întoarcere spre Egipt să nu mai fie văzut, să nu mai fie parcurs niciodată. Și când ei nu înțelegeau asta, atunci Dumnezeu i-a pedepsit. În Ieremia, în versetele amintite, sau lângă ele mai adaug încă din capitolul 42, versetul 19, rămășiția lui Iuda, Domnul vă zice, nu vă duceți în Egipt, băgați de seamă că vă opresc lucrul acesta astăzi. Dumnezeu a fost foarte categoric în privința aceasta. Le-a spus-o încă din vremea lui Moise și când n-au înțeles, s-au făcut vinovați. Citesc din Deuteronom 17:16, nu cumva să fie vreun conducător care să întoarcă poporul în Egipt. Să nu vă mai întoarceți pe drumul acela. A fost o mențiune foarte clară. Iar în profetul Isaia citim că atunci când, chiar dacă nu s-au întors, s-au bizuit pe egipteni, și asta ar însemna echivalent pentru noi când nu ne bizuim pe Domnul și ne încredem pe puterile noastre sau pe oameni, Isaia 30, vai ce Domnul de copii răzvrătiți care iau hotărâri fără mine, fac legăminte care nu vin de Duhul meu și se îngrămădesc astfel păcat peste păcat. Ei se pogoară în Egipt fără să mă întrebe, să fugă sub ocrotirea lui Faraon, să caute un adăpost sub umbra egiptenilor. Foarte categoric, capitolul 31, la fel. Vai de ce se pogoară în Egipt după ajutor, se bizuiesc pe cei ce se încrede mulțimea carilor și în puterea cărăreților, dar nu privesc pe Sfântul lui Israel și nu caută pe Domnul. Deci să ne rămână și nouă ca și o referință de neșters. Faptul că ne-am fost scoși din lume, Dumnezeu ne-a izbăvit și încrederea noastră toată viața trebuie să rămână în El. Când vrem să ne sprijinim pe oameni, asta ar fi echivalentul cu o întoarcere în Egipt și, repet, asta ar stârni gelozia și mânia divină. Nu uitați așadar aceste principii
care se desprind din istoria Egiptului. Dumnezeu răsplătește orice bine făcut, așa ca moșilor. Dumnezeu pedepsește orice rău, cu specificația, cum ai făcut, așa ți se va face. Pe băieții evreilor au vrut să-i omoare, băieții egiptenilor au plătit cu moarte. Oamenii au drept să se mute din motive economice sau sociale dintr-o parte într-alta, dar numai cu acordul Domnului. Să înțelegem că era așa ca înainte. N-aveam noi, încă nici acum, n-avem spațiu Schengen, dar avem libertate oarecum. Ne trebuie viză. Să mergi fără viză e riscant. În al patrulea rând vă spuneam, eliberarea din Egipt, a noastră din lume, trebuie să rămână ca o referință de neuitat și cu atenționarea, nici măcar să nu mai privim înapoi. Și aș mai adăuga un singur principiu, dar acesta nu ne privește strict pe noi, ca poporul Dumnezeu, faraon, regele egiptenilor, o onoare zeificată, a fost un simbol al gloriei umane coborât în locuința morților. Dacă vreți, acasă puteți citi Ezechiel 31 și cred că orice rege de pe pământ, dacă citește Ezechiel 31, va trebui să își lase capul în jos. Gloria egiptenilor, gloria Versailles-ului, a Șumbrunului și oricăr altor palate regești nu înseamnă decât criptă, nimic altceva. Gloria coborâtă în mormânt. Încheiem reamintindu-ne încă o dată că istoria Egiptului dovedește în plan mondial și în timp puterea divină în realizarea planurilor lui. Ce a spus Dumnezeu lui Avram? Geneza 15. Când Dumnezeu controlează istoria peste sute și sute de ani. Citim de la versetul 13. Să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Era calculat. Dar pe neamul acelea care va fi roabă, îl voi judeca eu, așa cum am amintit, și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. Asta este o previziune pe termen lung. Când îi vorbește Dumnezeu lui Moise, face o previziune, am spune, pe termen mediu sau și pe termen scurt. Exod capitolul 3 dă detalii, faraon nu va accepta, o mână puternică îl va sili să vă lase să plecați. Exod 3 de la 16 la 21. Toate s-au împlinit cum Dumnezeu a spus. Binecuvântată să fie mâna Domnului, care nu s-a scurtat, care ajunge în orice loc de pe pământ și se poate întinde să arate cu degetul în orice punct în viitor. În al doilea rând, să nu uităm că Dumnezeu s-a descoperit unor națiuni, unor oameni, în anumite vremuri de cercetare. Dar atitudinea lor a fost determinată în procesul credință sau necredință. Dumnezeu a cercetat și Egiptul și nu numai odată. Procesul ieșirii din Egipt a fost, privind dinspre egipteni, spre toate fenomenele, cercetarea Domnului pentru ei. Domnul le-a vorbit. Când se prezintă Moise la faraon, citim din Exod capitolul 7, îi vorbește foarte simplu și clar. Citim mai întâi capitolul 5. Faraon a răspuns, cine este Domnul că să asculte glasul lui? Eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece. Au ajuns până la urmă să-L cunoască? Sigur. Asta spunea Dumnezeu și am citit în această seară. Egiptenii mă vor cunoaște. 7:5. Egiptenii vor cunoaște că eu sunt Domnul. Deci au avut parte de o descoperire și ar fi trebuit să asculte. Și să știți că au fost unii care au ținut cont. Capitolul 9, versetul 20. Aceia dintre slujitorii lui Faraon care s-au temut de cuvântul Domnului și-au adunat în case robii și turmele, cu ocazia unei plăgi. Dar cei ce nu și-au pus la inimă cuvântul Domnului și-au lăsat robii și turmele pe câmp și au murit. Pentru Faraon citim
un cuvânt de referință, cred eu, 7:23. Faraon s-a întors de la râu și s-a dus acasă, dar nu și-a pus la inimă aceste lucruri. A fost ca sămânța căzută lângă drum. Nu și le-a pus la inimă. Dumnezeu li s-a descoperit, ei n-au luat aminte și, drept urmare, Domnul a împietrit inima lui Faraon. Sunt, de fapt, trei expresii. Faraon avea inima împietrită, adică starea lui spirituală era rea. Faraon și-a împietrit inima, adică nu și-a pus la inimă aceste lucruri, și cea de-a treia expresie și stare. Dumnezeu i-a împietrit inima, urmând pedeapsa finală, moartea. Acesta e Dumnezeul nostru care lucrează între evrei și între egipteni. Fericit de cei ce iau aminte. Doamne, ajută-ne să pricepem. Amin.